Chiar dacă și-au dat votul pentru noua conducere, oamenii cred cu greu că schimbările adevărate sunt posibile. În opinia cetățenilor, pe primul loc trebuie să fie bunăstarea populației și nu lupta cu fenomenul corupției, greu, iar pe alocuri imposibil de realizat. Totuși, mulți cred în aptitudinile noilor autorități. Nu de aceeași părere sunt însă și unii experți, în opinia cărora candidații pentru unele ministere nu au experiența necesară pentru a face față unor situații de care nu s-au mai ciocnit. În același timp, aceștia salută majorarea numărului de ministere în cabinetul Gavrilița. Deocamdată, planurile ambițioase și programul de guvernare stufos al cabinetului Gavrilița reprezintă niște simple cuvinte pentru Alexandra Vicol. Pensionara trăiește din alocația mizeră care merge în mare parte pe medicamente și mâncare. Chiar dacă spune că a votat pentru actuala putere, femeia crede cu greu că schimbările se vor produce și vor fi palpabile. Să ne mărească pensia? Banii adăugători pe care îi promit sunt mai degrabă o luare în deridere. În schimb, se scumpește gazul, se va scumpi. Pe pâine deja dă mai mult ca și pentru lapte. Pe ce să trăiască pensionarii? Am uitat când ultima dată am mâncat carne și pește. Asta e viață? Oamenii spun că planurile noii guvernări sunt impresionante, dar cred că vremurile bune nu vor mai veni în Moldova. Nu am niciun fel de așteptări. Nu cred că va fi eradicată corupția în țara noastră. Eu cred că se va face ordine, trebuie să credem. Va fi aceeași dezordine în continuare. Schimbările nu se pot face imediat, dar să dea Domnul să se facă ceva pentru persoanele cu dizabilități. Așa cum tinerii au plecat din țară, așa și vor pleca, indiferent dacă e Maia sau e altcineva, Dodon, tinerii pleacă pentru că salariile sunt mizere. Vor face față, avem încredere în ei, au luat o direcție corectă. Eu cred că va fi mai bine. Vreau să cred în ziua de mâine, dar vom vedea. Să ridice economia, sănătatea oamenilor, asta este prioritar. Iar corupția, nu știu. Probabil, dacă s-au apucat de asta, trebuie să le reușească, cred. Cât poate să mai dureze ceea ce avem? La fiecare 4 ani avem alegeri și iar alegeri și toți care vin își bat joc de oameni. Executivul Nataliei Gavrilița are o componență numerică mai mare, iar acest fapt, potrivit lui Valeriu Reniță, demonstrează că noua guvernare se impune prin număr și nu prin capacități. Mai mult, majoritatea celor propuși pentru fotoliile ministeriale provin din sectorul organizațiilor neguvernamentale, care a lucrat în strânsă legătură cu vestul și pe bani mari, a subliniat comentatorul politic. Asta înseamnă că atunci când acești oameni vor veni la locurile de muncă, vor avea o atitudine față de economia noastră, nu cum se cuvine, ca unei gospodării, ci ca unui loc unde trebuie să atragă investiții. Eu nu știu câți bani îi vor aduce, nu mulți, odată ce nu este vorba de proiecte separate ale diferitor organizații, este vorba de țară. Dar eu cred că ei vor munci în regim stand-by, în dependență dacă au venit sau nu bani din exterior. În același timp, Reniță a subliniat că guvernul trebuie să elaboreze politici prin care țara să dispună de propriile surse de venit. În același timp, în opinia analistului politic Anatol Țăranu, este greu de spus dacă planurile ambițioase ale guvernului Gavrilița vor putea fi duse la îndeplinire. Acest guvern are o problemă. Această problemă ține de experiența instituțională, adică ei au o experiență minimă în conducere, dar ei compensează lipsa experienței prin cunoștințe serioase și prin nivelul înalt de calificare. Țăranu mai spune că noii membri ai guvernului nu ar avea timp de experimente, deoarece situația din țară este dificilă în toate domeniile.